Toată lumea, eu sunt Urfordoin, astăzi cu un nou tutorial în care o să vă arăt cum să faceți un server de Minecraft, de Minecraft 1.7.2 sau orice versiune vreți, Bucket sau Vanilla, Premium dacă vreți, dar acel costă ceva euro. Trebuie să intrați, ca să știți, serverul normal care e gratis și poate să-l facă toată lumea, este ăla free. Trebuie să intrați pe e-mail, aici pe e-mail, îl să dați pe link, care o să fie normal în descriere, vă faceți un cont, eu am deja, și intrați. My servers, eu n-am niciun server, am avut unul de la șters ca să nu se vadă. Și aici, ce să faceți? Aici alegeți ce să numele IP-ul serverului și aici cum să fie IP-ul. Eu o să fac așa și să zicem, nu știu, la craft, habar n-am. Să l-l sun găsit. Ca să vă meargă, trebuie să alegeți Nord America, că acolo merg toate. Acesta este premium, dar premium costă bani și uitați că de aia. Dar voi vă alegeți pur și simplu free. Alegeți ce fel de server să fie. Eu aleg Craft Bucket de obicei, dar am ales și Vanilla. Craft Bucket și vă alegeți aici versiunile, eu o să fac de 1.7.2. Așa, câți megabits? Aici o să aveți mai mulți megabits, aici aveți doar unul. 512, vedeți ce vă face aici. Max, uite, cât să țin aici, poate să țin chiar și un an, numai că costă bani aici, să vă arată la price câțiva euro. Aici dați pe să ține 2 ore, pur și simplu, aveți 2 CPU cores, puteți să băgați 5 pluginuri și cu că durează din câteva ore, durează dacă e așa. Uite așa, anumit plugins, cât vrei, câte pluginuri vreți, instant setup, adică se deschide imediat și fără advertisment, nu mai costă mai mult. Și daily backups și costă mob și extra sport. Port. Deci ăla e oricum mai bun. Dar noi uite așa o să ne facem gratis, o să țină 2 ore, 512 megabiți. Puteți să vă alegeți cât player să țină, dar nu știu unde e, trebuie să fie pe aici undeva. Dar era pe aici câți player să țină, eu pe obicei alegeam să țină 2 player, că nu am jucat, uite. Poc, și pot să-l dați create server. Eu am Inkwake. Dacă încerc să fac un server, trebuie să aștept, pentru că sunt o mulțime, uite, sunt 197, 198, 196, mă rog, și scade, de servere care tot așteaptă să se creeze. Dar vă o să vă meargă cu siguranță sau o să fie la fel ca la mine, Inkwake. Dar trebuie să așteptați până, până se duce chestia asta și o să vă meargă. Sigur o să vă meargă și ca să vă arăt că o să vă meargă, o să pun o mică pauză ca să nu vedeți că mi-aleg eu. De fapt, stai că nu mai contează. De ce nu mai contează? Pentru că la celelalte servere sunt la fel. Dar sigur o să meargă pentru că mie mi-a mers. O să intrați pe linkul acesta, care o să vi-l las în descriere, îl copii acum. Și intrați, dați sign up, vă logați, o să trebuie să validați e-mail-ul, ca să știți. O să trebuie să validați e-mail-ul. Care mai e chestia? Dacă o să mă aud eu prea tare, zic să vă dați sunetul mai încet, pentru că eu la acest program de filmat, care îl vedeți aici că filmează acum, n-am să setez cât de tare se audă, cum să se audă, ce să se audă și chestii de genul. Poate se audă doar microfonul sau interiorul calculatorului, adică joc, genul joc sau ceva gen. Dar nu am cum să setez sunetul cât de tare se audă, așa că, na, uitați câte servere se deschid aici. Mă rog, cam acesta a fost tutorialul, nu uitați să dați like, share, subscribe. Dacă sunteți abonați, nu uitați subscribe și mai treceți. Dacă nu, like și dacă și like, atâta, ce mai, mă chiar. Mă rog, cam asta a fost tutorialul. Bye bye. Mai am zis bye.